Părintele Dosoftei de la Mănăstirea Pudna spune că în biserică se face o minune cu fiecare om, căci fiecare poate și este, dacă vrea să fie, purtat de la pământ la cer. După cum mărturisesc maicile, mănăstirea se află sub ocrotirea Maicii Domnului, fapt constatat de mai multe ori în situații dificile. Comoara de mare preț a mănăstirii este icoana Maicii Domnului cu pruncul, unde s-au vărsat multe lacrimi de durere și de bucurie, în special ajutătoare pentru nașterea de prunci și pentru izbăvirea de primejdii. În partea cealaltă avem un baldachin cu părticele mici de la mai mulți sfinți. Sergie și Vac, Chiriu și Iulita, Sfânta Mare Muceniță Marina, Sfântul Haralambie și Sfântul Gheorghe. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, scapă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe lângă slujbele zilnice, maicile se îngrijesc de muzeu, cultivă pământul și păstrează buna rânduială. Mănăstirea este de tip idioritmică cu viață de sine. Suntem în jur de 70 de maici, avem doi preoți călugări slujitori. Avem în fiecare zi Sfânta Liturghie, Vecernia, Utrenia, după rânduiala tipicului Sfântului Sava. Deci în mănăstirea noastră este o mănăstire cu viață idioritmică, deci în fiecare căsuță sunt câte 3-4 maici, sub ascultarea Maicii Duhovnicești cele mai în vârstă. Fiecare icoană are istoria ei, iar Maica Ghid ne povestește de multe situații în care ocrotirea Maicii Domnului s-a făcut simțită. În 1949, de hramul Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului, a fost un incendiu aici la Scroviște, în pădure, unde se făceau vânători și a luat foc chioșcurile unde erau petrecăreții. Această gospodărie era lipită de gospodăria mănăstirii, totul era acoperit cu șiță și incendiul era foarte puternic. Ea a fost mare sperietură pe tot soborul, pentru că erau și grajurile cu vite, erau și gospodăria cu magaziile și plus chiliile care erau toate vechi și acoperite, așa cum v-am spus. Și au ieșit cu icoana Maicii Domnului, au dus-o la hotarul dintre ei și noi, unde ați văzut că începe de la pădure încoace. Au citit Paraclisul Maicii Domnului și la 10 seara a început un vânt puternic care a ajutat grinzile cu flăcări să treacă peste mănăstire și să ardă de la această puntă de legătură 42 de case. Și astăzi există o uliță numită Sinistrații. Important este să te rogi cu credință, iar maicile sfătuiesc și pe copiii care vin în pelerinaj să se roage pentru părinții lor. Fiecare icoană în parte are minunea ei. Fiecare icoană Maicii Domnului, dacă o păstrești și te rogi cu sfințenie la ea, devine făcătoare de minuni. Mai nou, căutăm să scoatem în evidență la copii când vin cu autocarele 5 minute când stau în biserică să se roage, pentru că rugăciunea lor poate să fie dătătoare de viață. Și le-am explicat la un grup de copii ce înseamnă să se roage pentru bătrânilor, pentru bunici, pentru părinți, pentru că în momentul când ei vin în pelerinaje, părinții lor muncesc. După ce am terminat de discutat cu acești copii, o fetiță din grup a ieșit, s-a așezat în fața icoanei și s-a rugat. După 2 luni de zile, a venit cu o creștină slabă, palidă, s-a așezat exact aici între cei doi stâlpi și atâta durere a avut acest copil că a strigat: mamă, icoana care mi te-a dăruit. Și vedeți, astea sunt lucrurile pe care noi le știm și le iubim și le ținem în sufletul nostru. Câțiva călugări români care au înființat acest kit, destinația de a fi mănăstire pentru închinare și evlavie, au adus cu ei pentru călugării de aici părticelele din Sfintele Moaște. Icoana făcătoare de minuni nu se știe dacă a fost adusă de ei, dar se știe că a fost în bisericuța din lemn, iar icoana Maicii Domnului Gramnică Ascultătoare a fost adusă odată cu Sfintele Moaște. Și spre bucuria noastră nu putem spune că este o copie.
este o icoană adusă de la Muntele Athos pentru călugării de aici. Preafericitul patriarh Daniel a dorit foarte mult ca fiecare mănăstire să-și aibă o graclă cu Sfinte Moaște și dânsul a dat binecuvântarea de s-a făcut această raclă, unde au fost așezate Sfintele Moaște spre închinarea credincioșilor și acum stau în permanență în biserică, că înainte erau scoase numai atunci când era Evlavia. Această icoană a Maicii Domnului Gramnică Ascultătoare a fost așezată aici și s-a întâmplat de multe ori ca să dorim să mai facem câte o schimbare, să nu mai stea acolo. Și culmea că după cutremurul din 77 ne-am gândit să o punem în dreapta, pentru că zicem noi că strana dreaptă este întotdeauna strana de onoare. Și Maica Domnului Munteanca, că așa se numește această icoană din dreapta, pentru că a făcut foarte mult, a dat foarte mult ajutor celor care au avut-o pe proprietățile lor și pentru Evlavia care au avut-o, această icoană au argintat-o și a venit denumirea de Maica Domnului Munteanca. Și atunci s-au gândit, haide, o mai punem pe Maica Domnului Munteanca în stânga și pe Maica Domnului Gramnică Ascultătoare în dreapta. Dar nu știu cum s-a întâmplat, că niciodată icoana aia n-a avut loc. Ori se ducea în strană și stătea într-o rână, ori s-a desfăcut din cuiul de sus și se răsturna candela și atunci duhovnicul a zis, lăsați-o acolo unde Maica Domnului și-a găsit locul. Și ca în coronare a rugăciunilor Maicii Domnului pentru noi, v-am spus că pentru Maica Domnului putem vorbi mult. Ceea ce noi am fost martore în perioada noastră de când suntem în mănăstire. Părintele Tit a fost la noi un duhovnic nemaipomenit. Dânsul avea darul rugăciunii și era devotat cu totul pentru oamenii necăjiți, bolnavi și amărâți. Și de acolo, din regiunea dânsului, din Alba Iulia, a venit o familie cu un copilaș care era în comă și nu mai aveau doctorii ce să-i facă. Și a zis, părinte, ne moare copilul. Și a zis, nu, hai să ne rugăm. Dar aici, eu când am venit, erau 210 maici. Și părintele avea un grup al dânsului de maici, vreo 50 de maici, pe care întotdeauna, în cazul din astea extreme, le chema în biserică noaptea și se făcea Sfântul Mazlu și se făceau acatiste și rugăciuni. Și atunci, pe o perioadă de 3 zile, în fiecare noapte s-a făcut Sfântul Mazlu. Maicile au citit psaltire neîntreruptă, rugăciuni și la a treia noapte pruncul el a lăsat aici, la jos, lângă icoană. Părinții se duceau la o măicuță să se odihnească, biserica era închisă și pruncul stătea în biserică. Și a treia zi, când a venit părintele, pentru că dânsul la ora 4 era întotdeauna aici dimineața să facă Sfânta Proscomidie, s-a dus în Sfântul Altar, părinții normal au venit repede și ei și l-a deschis ochii și a zis, mamă, mi-e foame. Bucuria a fost imensă, țin minte că s-au tras clopotele. A fost o bucurie de nedescris, iar după câțiva ani, când părintele Tit a murit, lângă sicriul dânsului stătea un flăcău care plângea disperat că i-a murit păstorul. Acela era copilul. Asta este una dintre lucrurile care le-am văzut. O tânără doamnă a rămas însărcinată și tot pe timpul părintelui Tii s-a întâmplat asta și s-a spus să întrerupă sarcina pentru că are o problemă foarte gravă la inimă și dacă va ține sarcina, va muri ea și copilul va trăi. Și a venit și a zis, părinte, ce să fac? Zice, ești mamă martiră, dă viață. Și-au trecut timpul, a ajuns aproape de 9 luni, era foarte grav bolnavă, era adusă de soț, de părinți, stătea în fața icoanei toată slujba și cu 2 săptămâni înainte de a naște, a venit la părintele și a zis, părinte, cred că pentru ultima dată mă împărtășesc. Și a zis, nu, vei naște liniștită și vei veni cu copilul să-l închin la Maica Domnului. I-a zâmbit tristă și zice, știu, părinte, îl voi închina din cer.
Și într-adevăr, după 2 luni de zile, a venit cu o fetiță frumoasă și a închinat-o la icoana Maicii Domnului și a zis: uite, Maria, Ana Maria, asta e icoana care ne-a dat viață la amândouă. Așa că totul este credința și totul e iubirea pe care o are Dumnezeu și Maica Domnului pentru oameni. Intrăm în biserica mică din cimitir, unde pentru prima dată se deschid ușile unei camere de luat vederi. Este o biserică mică, în stil post-brâncovenesc. Biserica închinată Sfintei Treime a fost construită în 1817 de către logofătul Nicolae Băscoveanu și zugrăvită în anul 1880 de către Anton Serafim. Bisericuța care o vedeți dumneavoastră este ridicată în 1817 de logofătul bisericesc Băscoveanu și este înfrumusețată, după cum spune în arhiva noastră, documentația în 1880 de Anton Serafim. Are hramul Sfânta Treime, iar cimitirul care este în jurul ei a fost așezat în jurul bisericii, ea nefiind biserică de cimitir, ci biserică pentru închinare și evlavie. Aici, după cum vedeți dumneavoastră, este un cimitir unde nu avem mari ctitori sau mari domnitori, dar avem un trecut duhovnicesc, pentru că aici începuturile vieții monahale au fost în vestitul Codru Vlăsiei, unde călugări români au venit și au făcut isihasm ani delungați. Deci începuturile vieții mănăstirii noastre este ca temelie pe viața isihastră a călugărilor români din Muntele Athos. Muzeul mănăstirii a fost pe rând orfelinat, școală și arhondaric. Acum este deschis publicului sâmbăta și duminica după orele prânzului. Clădirea destinată arhondăriei, deci loc de găzduire pentru pelerini, a fost construită pe cheltuiala mănăstirii în anul 1848. În decursul timpului a funcționat și ca școală pentru surorile de caritate și ca orfelinat pentru fetițele rămase orfane de părinți după cel de-al doilea război mondial. Din anul 1970 este amenajat ca și muzeu. Aici păstrăm obiectele de valoare ale mănăstirii. Avem carte veche, manuscrise, icoane pictate pe pânză, pe sticlă, pe lemn și pe metal, sfeșnice de argint și alte obiecte de valoare. În sala mare avem expus aici un evanghelier, text grecesc tipărit la Ioanina în Grecia la 1811. Și aici avem Biblia de la Blaj, tipărită în anul 1795, scrisă în literă cirilică cu înțeles românesc, legată în piele de vițel. Coperta este din piele de vițel. Aici avem expuse tablouri reprezentative pentru mănăstire, ctitorii bisericii mari. Aici avem o pictură realistă, una dintre primele mai starețe de aici, Maica Irotea, la care s-a folosit acea tehnică picturală care dă impresia că ne urmărește cu privirea. Aici avem un portret al unui preot militar care a participat la război de independență și a fost decorat, pictat de pictorul Gheorghe Stoenescu, cel care a pictat și cartea pe teazma Bisericii Mari. Și veșmintele preoțești, secolele 19-20, cu ele s-a slujit aici, acum le păstrăm. Cartea Sfântului Ioan Gură de Aur, scrisă în anul 1691, Saltirea, scrisă în anul 1840, manuscris carte de slujba Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, în 1887, sfeșnice de argint, pahare de cristal, donate de Sofia Diamandescu, soția primarului capitalei Constantin Diamandescu. Avem cartea Scara Sfântului Ioan Scăraru, scrisă în anul 1802. Avem un fragment de catapeteazmă de la Bisericuța Călugărilor, sculptură în lemn de tei, părți din ușile împărătești și icoane pictate pe lemn. Cele două picturi sunt picturi pe pânză, având în centru o secțiune din Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim, iar de jur împrejur scene din Vechiul și Noul Testament sunt aduse de la Ierusalim, fiind pe pânză sau putut rula și aduce mai ușor.
Aici avem expus un sfânt epitaf lucrat în goblin, doar aureolele sunt aplicate din anul 1852. Iar aici avem un evanghelier, text grecesc și românesc, tipărit la București în anul 1693. Am rugat-o pe Maica Ghid să ne vorbească și despre ceea ce simt monahii și despre legătura lor cu mirenii. Monahismul și tinda bisericii au fost primele locuri unde poporul nostru s-a încreștinat și a învățat cultură și carte. În general, cei care se retrag din lume se retrag de bucurie. Se retrag pentru că îl iubesc pe Hristos și pe Dumnezeu. Și mi s-a pus odată întrebarea, bine, dar noi mirenii, când ne rugăm, Dumnezeu nu ne ascultă, noi nu cerem ajutorul lui Dumnezeu în fiecare clipă, în momente de cumpănă. Și vreau să aduc la cunoștință că Dumnezeu nu se uită la rugăciunea unui călugăr mai mult decât la rugăciunea unui civil. Dumnezeu se bucură când vede că noi ne rugăm, dar eu așa știu de la maicile în vârstă, că noi călugării trebuie să îndeplinim niște îndatoriri pe care le avem față de om. Aveam o maică care mi-a fost maică duhovnicească, m-a crescut de la vârstă fragedă și care a avut la rândul dânsei 4 ucenițe și care ne spunea întotdeauna să iubim omul așa cum iubește Dumnezeu pe om. Și să știm că totuși, noi rugându-ne pentru om, trebuie să completăm ceea ce omul în lume nu poate face. Și atunci noi călugării care venim și ne răstignim în fața altarului și ne dăruim cu totul lui Hristos, trebuie să completăm această rugăciune a celor civili ca în permanență să existe între om și Dumnezeu o continuă legătură prin rugăciunea călugărului. Asta este monahismul pe care îl dorim și pe care îl trăim. Aceasta este comora mănăstirii noastre și ne bucurăm că o avem. Și ne rugăm la Dumnezeu și pe dumneavoastră să vă ocrotească și să vă ajute. Cu speranța că am reușit să vă redăm măcar o parte din frumusețile naturii care înconjoară această mănăstire, precum și pe cele spirituale ce izvorăsc din acest loc, vă dăm întâlnire la următoarele ediții ale Pașii Pelerinului.